Primăria Ploiești reușește cu greu să facă față cheltuielilor legate de plata serviciilor de utilitate publică. Cum municipalitatea și-a îndreptat atenția în această perioadă, în special către serviciul de termoficare, autoritățile trebuie să găsească acum fonduri pentru plata facturilor către restul prestatorilor de servicii publice. Numai la electrica, facturile pe ultimele 4 luni însumează aproape 5 milioane de lei. Da, am primit factura de la Electrica pentru municipiul Ploiești. Are o valoare de 4.900.000 de lei. Încercăm să eșalonăm această sumă într-o discuție cu cei de la Electrica. Iar acestea nu sunt singurele datorii pentru care primăria Ploiești trebuie să găsească fonduri. Spre exemplu, în bugetul de anul acesta trebuie prinse facturile restante către serviciul dezinsecție, deratizare, dezinfecție. Ca și exemplu, 805.000 lei sunt doar cartoteca. În aceste condiții, o parte dintre ploieșteni susțin că înțeleg perioada dificilă prin care trece executivul ploieștean, iar alții spun că nu mai au așteptări de la administrația publică locală. Pe ce bă așteptări să mai avem? Nu mai avem niciun fel de așteptare. Dacă n-are bani, nu am nicio așteptare. N-am avut niciodată nicio așteptare de la ei. E de înțeles situația pe care trece? Da, cred că da. Și criza asta bănuiesc că da. Așteptarea, da. Cum am avut răbdare până acum, mai avem și de acum încolo, dar știu eu, mai puține speranțe. Concluzia este una cât se poate de simplă. Anul 2023 va fi cu siguranță unul dificil, care va da mari bătăi de cap conducerii primăriei Ploiești, obligată să facă față cheltuielilor care sunt din ce în ce mai mari.